stângă. Uitați anestezia, suntem... Va trebui să mai facem, pentru că aceste criptorhițe acestea sunt extrem de puternici armăsari. Va trebui să mai facem... Bun. Pusarea este destul de dificilă. Este dificultatea foarte mare. Uitați-l ce rapid l-am găsit, testicolul stâng. Uitați-l cum îl scoatem. Acum va urma castrarea pe cordon. Dar ce consistență extraordinară, de nu-ți vine să crezi că-i testiculul. Consistență extrem de moale, l-am găsit. Este o intervenție prin această metodă, se evită herniile. Operația în criptohernie abdominală. Uitați testicolul din exterior, o mărime de peste un kilogram, uitați-l cât este de mare, iar testicolul din abdomen este cam de mărimea unei măr, unei pere. Uitați comparația, aveți, calul este dezancorat, este liber acum, ordinară. În continuare, am exteriorizat testiculul. Al operat criptorhid a doua zi după operație. Operația evoluează bine. Evoluează bine. Mănâncă. Ia lasă să mănânce. După cum se observă, mănâncă normal. Și numai a doua zi după operație. Avem pregătit, mergeți la partea de acolo, băi, e bun, că ăsta e tare, mergeți în spate. Testicol, haide cu filmarea în coace, cameraman, observați un singur testicul. Testiculul criptorhid, care a reușit să-l scoatem, prin relaxare datorită anesteziei. Ce vine acum, chiar nostru? A scăpat criptorhidul, una dintre cele mai grele operații. La maxim, nu poți. Iată mărimea testiculului în comparativ torhid, care este, vedeți, în comparație și culoarea este deosebită, datorită faptului că a stat în abdomen. Armăsar de 3 ani și suntem în condiții extrem de grele, în condiții de căldură maximă în luna iunie. Este foarte, foarte. Ne-am tras la o umbră, pe iarbă verde. Nu putem să folosim masca. Mare hemoragie, nu mergem prin secțiune. Uitați, am descoperit musculatura oblică. Facem o breșă în musculatura oblică, pe nouă separăm și încet, încet ajungem la peritoneu. Cleștile interioare, am prins primul testicol. Încă în anestezie generală, uitați tăietura și căldura mare. Este în anestezie generală, s-a distras testicul, a avut o criptorhidie dublă, uitați testicolele, care unul a fost în dreapta, unul stânga. Iată-l mișcăm, nu avem niciun fel de accident, uitați intervenția, este partea. Dacă-l mișcăm de două, trei ori, își revine. Armăsar criptorhid dublu. Primul testicol din partea dreaptă l-am găsit foarte rapid. Ne bucurăm că primul testicol l-am găsit. Anestezia este bună. Eveniment pur și simplu impresionant.
îl punem deoparte. Ne aflăm la al doilea testicol extras prin canal, a fost linerul inghinal superior. A reușit să intrăm pe aici. L-am găsit, l-am extras încet, încet. Acum vom pune pleștele. Suntem numai 3 oameni, 4. A fost extrem de greu ca să-l depistez. În abdomen nu l-am găsit. Este pur și simplu unică, operație unică. Da, acum punem cleștele. Trece în spatele meu, domnule. Punem cleștele cu greu, pentru că cordonul e foarte scurt. L-am adus încet, încet. De mare ajutor în operație. Iată operația. S-a scos testiculul drept din partea dreaptă, iar testiculul stâng s-a scos prin acces inghinal superior. Să filmăm și testiculele care ambele testicole care a fost nechează. Îl vedem foarte, foarte vioi. Uitați-l cât e de atent. Iată.